Dubrăvița a anticipat existența acestei probleme încă la nivel de 2016. Consiliul local a votat în unanimitate un proiect de hotărâre de Consiliu inițiat întâmplător de către mine privind eradicarea ambroziei cu niște norme metodologice clare, precise, în sarcina exclusivă a poliției locale. Lucrurile au început să meargă în sensul în care Dumbrăvița a devenit mai curată, au început să se igienizeze mare parte din terenurile virane, bineînțeles și datorită amenzilor aplicate, însă la nivel de an 2018, Parlamentul a emis legea 62/2018, care efectiv a blocat aplicabilitatea acestui HL privind eradicarea ambroziei, drept pentru care noi ne-am orientat pentru a nu rămâne cu această problemă nerezolvată, ne-am orientat spre gândirea unui regulament al comunității prin care am încercat să cuprindem și igienizarea terenurilor neîngrădite. Acest regulament al comunității l-am conceput împreună cu colegul meu, Toma. Sunt vreo 18 proiecte într-unul singur, pentru că ne-am gândit la momentul respectiv să fie mai ușor de parcurs de către cetățeni și mai ușor de aplicat. Însă această lege, revenind la întrebarea noastră, această lege 62/2018, eu am mai spus-o nu numai la dumneavoastră în platou și la TVR, este inaplicabilă din punctul meu de vedere, atâta timp cât pentru aplicabilitatea ei ar trebui să se formeze o comisie alcătuită din membri de la Consiliul Județean, de la Direcția Mediului și mai departe, sunt vreo 5-6 membri, care efectiv să meargă pe teren, ceea ce este foarte greu în condițiile în care o comisie formată din 6-7 membri să parcurgă un județ întreg, în primul rând să efectueze o procedură prealabilă, cum ar veni, să identifice terenurile, să notifice proprietarii terenurilor, să intre în legalitate, să-și igienizeze terenurile, după care să verifice dacă au respectat aceste notificări. Practic, din punctul meu de vedere, este inaplicabilă o astfel de lege, drept pentru care și rezultatele se văd. Ce se poate face? Ce se poate face? Nu vă ascund că în urmă cu o lună de zile am inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu achesat în unanimitate și le mulțumesc colegilor consilieri, votat în unanimitate în Consiliu, prin care am modificat HL 111/2017, acel regulament al comunității, în sensul în care am mărit minimul special al amenzii, care era de la 860 de lei la 2500 de lei, limita maximă stabilită de hotărârea de guvern, la 1600 de lei. Însă am observat după o lună și un pic că nici această mărire a minimului special nu este suficientă pentru unii cetățeni și cu părere de rău vă spun, unii cetățeni certați efectiv cu bunul simț, pentru că eu consider că în condițiile în care nu-ți igienizezi terenul proprietate privată, pui în pericol sănătatea celor din jurul tău. Ca atare, nici această măsură, nici această hotărâre de Consiliu nu și-a produs efectele scontate sau preconizate de către mine prin mărirea minimului special. În aceste condiții am luat în considerare, văzând și situația de pe site-urile de socializare din cadrul Dumbrăviței, cu copii de un an, de trei ani, care efectiv sunt într-o reală dificultate, iar problema copiilor ar trebui să fie primordială pentru toți, m-am gândit la un proiect de hotărâre prin care să modific un articol, un capitol din acest regulament al comunității, să adaug la el, pentru că la momentul în care am formulat sau am inițiat această hotărâre de Consiliu numărul 111/2017, spuneam că o hotărâre de Consiliu, ca orice lege, trebuie să fie perfectibilă și nu poate să fie perfectă. Și este bine că este așa. Suntem în situația aceasta și am inițiat și am înregistrat săptămâna trecută două proiecte. Voi vorbi despre ambele proiecte. Unul privind transparența actului decizional,
iar celălalt modificare HCL 111, prin care, ținând cont, și este o problemă inedită la nivel de localități, ținând cont de dreptul de proprietate, care este garantat de articolul 555 din Codul Civil și definit de articolul 555 din Codul Civil, dreptul proprietarului de a folosi, dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetu, în limite legii sau în condițiile legii, ținând cont de faptul că acest drept de proprietate este garantat de Constituția României, raportându-mă la definiția tulburării de posesie din Codul Penal și violarea de domiciliu, deci ținând cont de toate aceste aspecte, având temei juridic 44 Constituția României, OG 21/2012, am inițiat un proiect de HCL prin care încercăm facturarea situații, terenurilor neîngrijite, situate în viranul, sau știu, în intraviranul localității, dar terenuri virane, neîngrădite, prin care să dăm posibilitatea societăților Consiliului Local să intre pe terenul respective, să le igienizeze, după care să factureze această inițiativă, acest serviciu, printr-o dispoziție a primarului. Ca tare, ținând cont de dreptul de proprietate, de toate prevederile legale invocate sau invederate supra, am inițiat acest proiect de hotărâre de Consiliu, prin care consider că, ajungând la o situație extremă, putem să mergem mai departe, văzând că aceste amenzi nu sunt suficiente pentru semenii noștri, să mergem mai departe, în condițiile în care să le igienizăm noi, după care să le facturăm, să recuperăm banii pe cale legală de la cetățeni. Cred că această soluție ar fi o soluție viabilă și sper să intre în dezbaterea plenului luna aceasta, în ședința de plen luna aceasta, să găsim o modalitate cât mai aproape de dorințele noastre și ale cetățenilor și să facem un pas înainte spre o igienizarea comunei, spre o comună mai curată, mai normalitate. Spre normalitate, aveți dreptate, spre normalitate, pentru că această normalitate ne-o dorim cu toții.